un film realizat de către Constantin Țițineanu, Cristian Cialera și Cristian Broască. Imagine, Constantin Țițineanu, redactor Cristian Cialera, montaj și grafică Cristian Broască, actor Danco Jocaru și voce Gabi Crețu. Pe același principiu al centenarului am vrut să arătăm în special locuitorilor orașul Ovidiu, la fel dezvoltarea comunității noastre, legendele și cum a crescut și s-a dezvoltat orașul Ovidiu în ultima sută de ani. Sigur că pornim de la legendele locului, de la insula Ovidiu, de la lacul Sudghiol, de la povestiri ale celor de la clubul pensionarilor, Sfatul Bătrânilor, și acolo ne-am axat și pe carte, pe multe discuții și pe filmul. La fel sunt povestiri interesante, sunt cei din comunitatea tătară care ne povestesc cum au venit și de ce au venit. Apoi, vă spuneam, până la urmă erau majoritari la un moment dat. Apoi cum au venit comunitatea de români, când a venit și de ce a venit. Vorbim un pic despre toate poveștile interesante de genul, ne folosești la un moment dat un localnic cât de mândru era că în sat, spre exemplu, prin anii 60, el făcea parte din prima familie care avea un televizor și cum se strângeau toți afară, în curte, îl scoteau să vadă toți vecinii. O poveste interesantă și ne spune la un moment dat că, spre exemplu, pe șoseaua națională, care vă dați seama că la acea dată era doar din piatră cubică, pe stânga și pe dreapta erau doar 22 de case pe o parte și 27 de case pe cealaltă parte, ca să vedeți ce însemna. Că, spre exemplu, am devenit oraș în 1989, deși puțin știu că nu s-a întâmplat după Revoluție, ci înainte de Revoluție, în 1989, mai, chiar înainte de Revoluție, de atunci suntem oraș. Că până în 1930 numeam Canara și Canara însemna carieră de piatră, exact piatra despre care discutam, denumirea turcească, că înainte am fost siriște și așa mai departe. Explicăm un pic importanța lacului Sudghiol sau lacului Ovidiu, cum place să-i spun, că până la urmă așa s-a numit înainte de a fi lacul Sudghiol, tot denumire turcă, Malta de lapte. Dar înainte de toate a fost lacul lui Ovidiu și insula lui Ovidiu. Tot ceea ce, până la urmă, elementele de identitate locală, canal, lac, insulă, sit arheologic, castru și așa mai departe. Vă invităm, cum spuneam, vineri seara, ora 19:22 în aceasta, la lansarea de film și de carte, de la Centrul Cultural din Orașul Ovidiu.